Salut, dragi elevi! Mă numesc Rață Elena și vă îndemn să descoperim tainele naturii în cadrul unei lecții de științe. Mă bucur să vă revăd plin de energie și dornici de a afla lucruri interesante. Ghici, ghicitorile, pentru a descoperi subiectul lecției de astăzi. De la mare până la munte, picură stele mărunte. Ghici. Pe fereastră printre flori și nobraj lasă bujori. Adevărat, copii, ninsoarea, gerul. Vă îndemn astăzi să discutăm despre câteva fenomene ale naturii, specifice anotimpului iarna, și anume lapoviță, îngheț, polei, ninsoare. Știu că ne vom simți bine împreună și vă îndemn să puneți la lucru gândirea și imaginația, pentru că astăzi vom afla ce este înghețul și ninsoare, cum se formează poleiul și lapovița, care sunt beneficiile, dar și pagubile aduse de aceste fenomene ale naturii. Știi deja că zăpada este carta de vizită a iernii. Iarna însă are și alte surprize, unele fiind mai puțin plăcute pentru oameni, plante și viețuitoare. Fenomenele naturii care au loc iarna sunt ninsoarea, lapovița, înghețul și poleiul. Ce este ninsoarea? Zăpada, numită și omăt sau nea, nu este nimic altceva decât picături fine de apă înghețate, constând dintr-o multitudine de fulgi de zăpadă. Fenomenul prin care fulgii cad pe pământ se numește ninsoare. Ninsoarea este bucuria cea mare a copiilor, dar și a agricultorilor. Stratul puhav de nea acoperă cu grijă grâul semănat de cu toamnă și îl apără de îngheț. Iar la topire înlocuiește o ploiță bună. Știați că în anumite părți ale lumii vremea este întotdeauna rece? În aceste regiuni zăpada și gheața nu se topesc niciodată. Ce este lapovița? Lapovița reprezintă zăpada care s-a topit parțial pe parcursul căderii sale spre pământ, aerul din jur fiind suficient de cald pentru a topi o parte din zăpadă, dar nu suficient de cald pentru a o topi în întregime, astfel încât să producă ploaie. Astfel, lapovița este un amestec de ploaie și ninsoare. Dacă pământul este rece, atunci lapovița poate forma straturi de gheață invizibilă pe suprafața solului, creând dificultăți oamenilor. Deplasarea devine chiar anevoioasă și periculoasă. Ce este poleiul? Poleiul este un strat subțire de gheață ce se formează prin înghețarea apei provenite din ploaie sau din topirea zăpezii. Depunerile de polei sunt deosebit de periculoase. Ele provoacă pagube livezilor, parcurilor, pădurilor. Sub greutatea poleiului pot ceda crengile copacilor, dar și cablurile electrice, telefonice, etc. Transportul rutier este și el perturbat, iar uneori întrerupt.
din cauza streatului alunecos de pe carosabil. Poleiul poate provoca grave accidente pietonilor, aceștia suferind fracturi și altele traumatisme. Ce este înghețul? Înghețul este un fenomen, copii, care se produce la o temperatură mai joasă de 0 grade. Legat de îngheț este și frigul mare, adică gerul, care apare în toiul iernii, manifestându-se prin temperaturi foarte scăzute. Înghețurile de primăvară pot aduce mari prejudicii pentru că afectează plantele care au început să crească, să înmugurească sau să înflorească. Când temperaturile sunt extrem de scăzute, trebuie să avem îmbrăcăminte groasă și încălțăminte corespunzătoare pentru a evita degerările. Iată câteva sfaturi practice. Nici gheața, nici zăpada nu sunt comestibile. Pentru a te convinge, ia un bulgăre de zăpadă și pune-l într-un vas la cald pentru topire. Observă ce apă ai obținut. Nu toată neaua este bună pentru realizarea oamenilor de zăpadă. Această bucurie e posibilă doar atunci când zăpada este umedă, nu scorțoasă. Să stabilim corespondențe dintre denumirea fenomenului natural și descrierea lui. Lapovița reprezintă, da, zăpada care s-a topit parțial pe parcursul căderii sale spre pământ. Gerul nu este altceva decât, da, frigul mare care apare în toiul iernii, manifestându-se prin temperaturi foarte scăzute. Poleiul reprezintă, da, un strat subțire de gheață ce se formează prin înghețarea apei provenite din ploaie sau din topirea zăpezii. Ninsoarea reprezintă fenomenul prin care fulgii cad pe pământ. Înghețul este, da, gerul care ne pișcă de nas și de obraji. Zăpada, picături fine de apă, înghețate, constând dintr-o multitudine de fulgi de zăpadă. Dragii mei prieteni, mă bucur că am reușit să descoperim multe lucruri noi despre câteva fenomene ale naturii. E pentru că ați fost curioși și atenți. Pe curând, până la următoarea lecție de științe!